Facilități pentru fermieri. Pentru a nu pierde banii europeni alocați pentru plățile pe suprafață, guvernul vine în sprijinul agricultorilor români cu o serie de măsuri. Astfel, potrivit unei ordonanțe de urgență adoptate ieri, unitățile administrativ-teritoriale vor înscrie în sistemul integrat de cadastru și carte funciară imobilele din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Aceste acțiuni se vor finanța în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. Atenție! În cazul unităților administrativ-teritoriale în care nu există terenuri în extravilan, acestea pot demara lucrările de înregistrare sistematică a celor din intravilan. Pentru intabularea terenurilor agricole, unitățile administrativ-teritoriale vor primi finanțare din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pe bază de contract de finanțare anual. ANCPI va asigura finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru toate cele 3180 de unități administrativ-teritoriale din România, plus municipiul București, prin utilizarea veniturilor proprii ale agenției. În acest an, bugetul alocat este în valoare de 90,7 milioane de euro. O altă măsură are în vedere detalierea modalității de furnizare a serviciilor online, pentru a permite accesul online al instituțiilor publice, notarilor publici, dar și experților judiciari la platforma informatică a sistemului integrat de cadastru și carte funciară. Măsurile sunt cuprinse în ordonanța de urgență aprobată ieri de executiv, prin care se modifică legea cadastrului și a publicității imobiliare numărul 7/1996. Guvernul reduce de la 20 la 9% taxa pe valoare adăugată pentru semințe, pesticide, îngrășăminte și lucrări agricole, informează jurnaliștii de la Digi24. Măsura a fost luată pentru a stimula desfășurarea activității agricole, derularea în condiții optime a programelor de investiții din fonduri europene nerambursabile, dar și pentru reducerea evaziunii din domeniu. Asta în condițiile în care ponderea agriculturii în produsul intern brut este de numai 4,5%, o pondere mult mai mică decât a țărilor europene cu care ne putem compara. Potrivit ministrului de finanțe, reducerea TVA are un impact bugetar de 65,8 milioane de lei anul acesta și de 191 de milioane de lei în 2017. Domnul Stoescu, sunteți președintele Camerei Agricole Naționale și în același timp sunteți vocea multor fermieri din Mehedinți și nu numai. A fost o primăvară atipică, au căzut multe precipitații și a căzut și grindină. Și știm că oamenii au făcut demersuri să primească niște ajutoare de minimis. Credeți că vor fi acordate aceste ajutoare? Credeți că oamenii vor reuși cumva să-și recupereze pagubele? În totalitate, pagubele nu cred că fermierii vor recupera în totalitate, cel puțin costurile la care le-au făcut pentru mixarea culturilor. Pentru că, repet, venind după un an 2015 cu aceleași probleme, grindina, secetă și așa mai departe, deci avem un an în care fermierii iarăși la fel nu au fost despăgubiți, dacă vorbim de seceta de anul trecut, foarte puțin, în comparație cu investiția care se face în agricultură. Da, din punctul meu de vedere, nu cred că statul va fi atât de darnic ca să sprijine până la urmă fermierii să meargă mai departe, pentru că noi aceștia, mai nebuni, cum ni se spune mai nou, ne-am apucat de agricultură pentru că trebuie să o facă cineva, pentru că trebuie să mâncăm, fără alimente nu putem supraviețui și din păcate cineva trebuie să ducă crucea. Da? Astea sunt fermierii din România care suferă din cauza că nu sunt sprijiniți și au asumat riscuri. Trebuie să le ducă, nu știu cât vor mai putea fermierii din România, majoritatea fermierilor din România să meargă mai departe. Dar având în vedere că această situație se repetă an de an, nu credeți că ar fi o soluție ca oamenii să înceapă să își schimbe mentalitatea și să înceapă să își asigure culturile astfel încât să nu mai fie la mâna naturii și în același timp la mâna statului? Vrem, cum spuneți dumneavoastră, la mâna naturii suntem, oricum depindem, suntem dependenți de natură, nu vorbim la stat, repet, lupta mea merge mai departe pentru înființarea camerelor agricole, pentru înființarea unui fond mutual care într-adevăr asigură
fermierul și trebuie înființată. Vedeți, se tergiversează acest lucru pentru, repet, înființarea camerelor agricole, înființarea fondului mutual. În felul acesta, fermierii se pot organiza, se pot asigura prin fondul mutual. De asigurat, toți fermierii și-au asigurat, dar din păcate atunci când vine timpul să fie despăgubit, întâmpină atâtea probleme, așa cum am întâmpinat și eu cu o societate de asigurări anul trecut, când am fost lovit de grindină, culturi de aproape 200 de hectare de rapide au fost calamitate aproape 100%. Din păcate, trebuie să mergem la judecată să ne recuperăm banii. Adică există riscul ca oamenii să aibă cultura asigurată și atunci când e să primească banii, totuși să nu-i primească, să existe probleme și să nu li se dea acești bani? Sigur. Și sunt foarte mulți fermieri care au astfel de probleme la nivel național. De aceea insist și trebuie să facem acest fond mutual al fermierilor pentru fermieri, pentru că în felul acesta ne putem asigura culturile, cel puțin investiția care o facem să recuperăm această investiție care o facem în înființarea culturilor și să începem, dacă am fost afectați, și să începem anul agricol din nou. Vești bune pentru fermieri. Valoarea ajutorului de minimis ar putea crește de la 15.000 la 30.000 de euro. Solicitarea a fost făcută în Consiliul Uniunii Europene, care a avut loc săptămâna aceasta în Luxemburg și la care a participat și șeful agriculturii românești, Achim Irimescu. Potrivit unui comunicat de presă al MADR, cel mai important subiect aflat pe ordinea de zi a vizat măsurile de sprijin pentru domeniile afectate de criză, ca urmare a embargoului prelungit impus de Federația Rusă față de statele membre UE. Ministrul Irimescu s-a raliat poziției manifestate de mai mulți miniștri ai agriculturii și a subliniat necesitatea alocării de noi fonduri din bugetul Uniunii Europene pentru acoperirea parțială a pierderilor de venit în sectoarele vizate. Astfel, Irimescu a arătat că acest ajutor este esențial pentru producătorii români din sectorul carne de porc și lapte, cu atât mai mult cu cât o bună parte din aceste ferme au realizat modernizări și extinderi prin PNDR, fiind constrânse să-și respecte angajamentele convenite cu AFIR și cu băncile către care au de returnat credite. Propunerea ministrului Irimescu pentru fermele mici din zonele montane a fost impunerea obligativității de colectare a laptelui materie primă de la nivel local, precum și creșterea cuantumului de colectare locală pentru schema lapte în școli, măsuri capabile să conducă la capitalizarea acestora fără implicații de finanțare suplimentare ale Uniunii Europene. De asemenea, s-a stabilit ca șocul și pierderile crizei să nu fie suportate numai de către producători, ci să fie absorbite și de către procesatorii și retailerii de pe lanțul alimentar. O altă măsură discutată și agreată de către miniștrii agriculturii a fost creșterea valorii ajutorului de minimis de la 15.000 de euro, cât este acum, la 30.000 de euro. În luna iulie, Comisia Europeană va propune un pachet financiar pentru măsurile convenite, care să ajute în mod real producătorii din domeniile afectate de criză. Propunerea va fi prezentată în Consiliul de Agricultură din 18 iulie de la Bruxelles. Guvernul a adoptat ieri, printr-o ordonanță de urgență, noi reglementări cu privire la activitatea de digitizare și actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole. Potrivit unui comunicat de presă al executivului, actul normativ prevede ca în perioada iulie 2016-decembrie 2020, suprafața anuală care urmează să fie digitizată de către Ministerul Apărării Naționale să fie de cel mult 21.000 de kilometri pătrați. Suprafața ce o depășește pe cea care revine în sarcina MAPN va fi digitizată de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu personal din structurile sale de specialitate. Până în prezent, activitatea de digitizare și actualizare, realizată pe baza ortofotoplanurilor color pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, era executată exclusiv de Ministerul Apărării Naționale, respectiv de către Direcția Topografică Militară. Ca urmare a diminuării personalului responsabil din cadrul MAPN, există riscul ca activitatea de digitizare și actualizare pe anul 2016 să nu se poată realiza la timp, iar întârzierile ce decurg pot atrage penalități aplicate de Comisia Europeană între 2 și 30% din pachetul financiar alocat României pentru plățile directe. Așadar, măsurile adoptate au fost necesare atât pentru actualizarea la timp a parcelelor în conformitate cu noile regulamente europene, cât și pentru a se elimina riscul excluderii parțiale și totale
a României de la finanțarea europeană a cheltuielilor privind măsurile de sprijin, ceea ce ar putea crea blocaje în efectuarea plăților către fermieri. Pentru actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole este necesară digitizarea unei suprafețe de minimum 40.000 de kilometri pătrați pe an, pentru a putea acoperi până în 2020 cei aproximativ 130.000 de kilometri pătrați delimitați ca suprafețe agricole. Peste 80 de tone de fructe de pădure culese în Gorj vor lua calea exportului după ce direcția silvică va semna contracte cu firme din Europa. Afinele, murele și măceșele vor fi colectate de direcția silvică și vor ajunge în fabrici de medicamente, dar și în unități de producție a dulcețurilor și compoturilor. La fel ca anul trecut, nemții și olandezii sunt cei mai interesați să achiziționeze fructe sălbatice din pădurile noastre. Deja sunt clienți tradiționali care cumpără an de an fructe de pădure românești pe care le apreciază foarte mult pentru calitate. Regimul termic al aerului va fi mai ridicat decât în mod normal, chiar deosebit de ridicat în zonele de câmpie. Temperatura medie diurnă a aerului va fi cuprinsă între 17 și 30 de grade, abaterile termice pozitive fiind de 1-7 grade, în aproape toate regiunile agricole. Rezerva de umiditate pe adâncimea de sol 0-100 de centimetri în cultura grâului de toamnă se va încadra în limite optime, apropiate de optim și satisfăcătoare, pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. În cultura de porumb, aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor pe profilul de sol 0-100 de centimetri va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim și optime, în cea mai mare parte a zonelor de cultură. Ritmurile vegetative ale culturilor de câmp și pomii viticole vor fi intensificate ca urmare a regimului termic din aer și sol mai ridicat decât în mod obișnuit. La orzul și grâul de toamnă însămânțate în perioada optimă se vor semnala fazele de maturitate în lapte, ceară, 10-100%, deplină 10-80% pe aproape întreg teritoriul agricol și local recoltarea. În majoritatea zonelor de cultură, rapița va parcurge creșterea și dezvoltarea boabelor în silicve, 60-100%, maturitatea deplină 10-100%, precum și recoltarea. Floarea soarelui își va definitiva dezvoltarea primei perechi de frunze 80%, continuându-se totodată înfrunzirea 11-33 de frunze și formarea calatidului 10-80%.